Începând de astăzi, judecătorul Vasile Florin Fărâmă a fost delegat să îndeplinească funcția de președinte al judecătoriei Vișeu de Sus, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen. Delegarea acestuia vine în urma pensionării fostului președinte, Simon Mariana. Judecătorul are o vechime totală de 9 ani, deținând gradul profesional de tribunal. La aceeași dată, doamna judecător Mariana Simon urmează a fi eliberată din funcție prin pensionare. Acesta a activat ca judecător timp de peste 27 de ani în cadrul judecătoriei Vișeu de Sus, începând Duși cariera la data de 15 iunie 1993, precizează tribunalul Maramureș.